Am reușit! Cea mai longevivă emisiune de body shaming din România, după Bravo Ice Steel. Oamenii în comentarii zic că e încă o oportunitate pentru Drăcea să râdă la glumele lui. Acum nu știm. Uite, și... la ta n-am râs. Cine ar fi zis că o să mai avem public după primele două? Că... și ar fi zis că n-am luat bătaie după primele două. Wow, ce a zis Dobrosul. Bă, dar sunteți foarte sensibil. Bă, să vă trag la muie. Poți să urci până pe scenă să te vadă oamenii și după aia... Abia așteptai cu aia. Câștigătorul WrestleMania 25. Aici e Bad Beach Energy, într-adevăr. Vă urăm Crăciun fericit de la spital. Că... eu m-aș fi dus la un cămin de nefamilist. M-a lăsat infirmiera să pun eu steaua. A zis că dacă mă țin de asta, o pun și la anul. Asta e ce vede gagică tu. Panica la mine era jacuzzi, doar să bășea el. E în fântână la Unirii. Păi, te-ai bătut cu doi copii și ai luat locul doi. Arat locul doi, are doi am băiatul ăla, coaie. Zic a fost de ridicat greutăți. Și locul trei pare că doar trecea pe acolo. Vrei o diploma asta? Aplauze pentru Gia Furnicuța, hai să vedem. Iasă. 9000 de followeri! Ia vezi, coaie, Italia, Grecia și Bulgaria, peste tot unde am muncit, bravo. Opa. Ia vezi. Nu mai da. Hai, back. E Gia Furnicuța care are multe poze cu mușuroiul. Ia uite la Antol, bine, ia uite. Ia uite băieții. Prim 11 de la Națională. Ne-au ieșit ochiurile alea și azi. Gata, gata să scuipăm în mâncare și astăzi. Naționala cu flegmă. Hai să avem poftă. Nu, e jocul. Știi cum jucai pâză? Trebuia să recunoști care te-a lovit, care ți-a scuipat. Și te... da. De la cine crezi că e flegma în mâncarea asta? Stai cu, am plecat de jos. Nu, mi se pare că fața asta o văd de fiecare dată. Ne luați 5, vă rog, frumos. Păi pandemie, n-auzi. Luați 5. Au înflorit tufișul. A făcut dragoste din flori. Ne recomand ceva mai jos? De ce am așa Lisiantus la oblei, Trandafir ceaselei? N-am vrut să spun așa. Opa. Ia la lele, dă-te-n pula. Bă, mereu ți acoperi pieptul cu ceva, dar nu un sutien ai. Da. Pălăria asta nici când a fost pe raf n-a fost așa goală. Ce urât am bătrânit Benone Sinulescu. Benone, direct nea Beni. Ia uite, frumos. Zici că e ultimul episod din Trăzniții. Da. Chiorete și Mărlanu. Mărlanu și Chiorete. Azi e zi de analize, cu asta mă duc, vă pup. Are cineva un dop aici în lista mea de prieteni? E exact cum trebuie, galben și spumos, Doamne ajută să mine. Pare că ia forma scaunului în care se da, pune... Da, da, să mă uitam și la mână. E ca apa, ia forma de recipientului. Uite, vezi băiatul ăsta cum nu s-ascunde cu șepci măcar. Asta e, urcăm pe munte să-mi găsesc bretonul. Face karate. Karate. Și ce sfat ai dat lui state să nu mai bată adidașii? Care mereu cu număr mai mic, să subțieze aici la gleznă sau nu știu, dar ea o șmecherie. Dar pare că sprâncenile ți le-ai făcut în așa fel încât să nu se vadă când te doare la karate. Sună cumva să prind adversarul ca ai boți. Să aibă aceeași expresie și la locul 1 și la locul 4. Nu-mi dau seama dacă ai unghii sau nu. Are, am văzut în poza cu mânușile. Și cum te...
pe la pizdă. Scuze. Voi l-ați cerut. Ia uite Ștefania din Orășelul Leneș. Cred că-s prea bătrân pe referința asta. Dar asta nici nu știu ce e poză, e GIF, e filmuleț, ce e? E ca aia de la Cipicao. Cred că-s pozele... Da. 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 Că a făcut-o el într-o oglindă la McDrive. Da. Și doamna aia, spune-și ce doriți. Da. Nu vreau nimic, fac o poză și plec. S-a făcut mecombo, o plimb, a pula, nu vreau să-mi ia nimic. Mă fiși pe restaurantul ăsta. Aici stăteam și mă gândeam, dar după aia zic că nu trebuie să gândesc. Mi-am amintit, sunt mai puternic. Am vrut să arăt ca glutenul, că glutenul ucide. Mamă, deci chiar merită să faci karate. Ajungi în Japonia. Hai că... La ce vine Tokyo? La ce? Tokyo pizda cu unghiile astea. Mai cereți invitați oameni buni că eu aduc, nu e problemă. Deci avem public live, tocmai de asta, dacă vreți să veniți vreodată la Roast Your Post, trebuie să veniți și în public, că primim foarte multe mesaje. Mă, Dene, ia nici pe noi la muială. Ne pare rău, trebuie să veniți până în București. Wow. Ba nu, frate, pentru că foarte multă lume ne-a cerut, venim chiar și la tine în oraș. Fii atent, date. 28-29 Cluj, 30 la Sibiu, dar filmăm la Cisnădie, că e puțin mai ieftin. Și 31 Brașov și filmăm chiar în Brașov. Venim la tine, noi, să te luăm la mișto. Sau poți să ne ieși tu pe noi, în gură. A, frumos, ia uite, aici, ia uite ce ticăloși are aici. Cine și-a parcat obraznicia? Unde, unde-s ceilalți doi mușchetari? Cred că a lăsat numărul în ei când a plecat. Pare tot așa, profil, zici că m-a plecat Dua Lipa de jos. A tras ea, da. Mamă, ce e ăsta? Golf? Du-te în pula mea, cât, cal, cât prinde ăsta? Da, asta pare poze de pene, nu pare în golf. Pare, nu, pare că și-a pus casca aia că-i tot pica plafonul. Nu că ar merge repede. În caz că plouă. Așteptam. Cât de complicat poate să fie. Avem timp. Da. Dacă aveai o gaură în el, poți să te apuci de stand-up. Are 6.000 de follow-uri, Dobro, tău unde greșești? Da. Bă, nu știu, cred că am demnitate, asta e problema. O, Lefkada, n-am văzut niciun român acolo. Da. Ce locație selectă, bravo. Cum ai ajuns? Ia uite, i-a comentat aici. Probabil managerul de hotel. Da, jos poza. Vă rugăm, lăsați prosoapele înapoi. Mi-a scris în greacă. Dar ești bine acum, da? Mergi fără cârje, nu? Ce? Oh! Ați înțeles ce am făcut acolo? Noi da? Mai avem până... Noi mai noi, ducem pe coate ceva. Noi tot noi... cu handicapul suntem aici. Cu colo, ok. Oh. Ok. Ești fan colo? Am fost. Ce să zici acum? Răspuns corect. Problema nu e că ai poză, e că n-ai șters-o. Bune, la primul rebetel. Yo. Dar îți dai seama că ca el arătau toți băieții care când ăla zicea că trebuie să le fuți, erau da. Da. Cea mai grea căcare pe care am avut-o vreodată. Când de azi se schimbă totul. Când descoperi laba cu mâna stângă. Cât de azi. A descoperit la Balton Business, bani. A costat prea mult să-l fac pe piept. Las poza asta aici, vă gândiți ochii la mine, da? Câte fetiții de 14 ani ai împins ca să faci tu poza aia? Cu ăsta de tot încearcă să ne depășească, n-a la pună! Dar pari direct, ai energia de agent imobiliar cu aia. Da. Nu știu ce muncești. Tocmai ce a însemnat-o pe asta, 30 de ani plătește la căcatul ăsta de garsonier.
Dar pare că lucrezi doar pe confort 2. Mortișa și unchiul Fester. Ghiciți unde era mânuță în poza. Ai ceva din Florinel Coman și nu la fotbal, zic. Avea un comentariu ce norocos e gazonul pe care calci. Ce norocos e sânul în care scuip. Dar vezi, are poziția asta de tirist, așa, de... Așa în geam, așa, să mai bronzez un pic pe coat. Aș vrea să fiu o post liceală, să te înscrii și la mine. Dar de ce au luat ghetuțele în sor, să nu înțeleg? Știi că ce să zici facultatea aia, doua oară la descriere? Bă, am uitat să întrebăm, sunteți în sală? Da? Acolo? Se pare unul? Da. Ele, mă, uite cum arată fără căciulă. Ia, Tom! N-are cum cu aia. Ai ghetuțele? Dacă n-ai ghetuțele... Să mor tu că ele, tu ești? Nu. A, n-avea cum cu aia, că el e frumos. N-avea cum să fie băiat. Tăiați-l lui Fire și aici. N-aveți voie să mințiți, da? Doamne, scuze, George, să nu intri cu arma peste noi într-o oră. Se referă la ghete. La mulți ani, Crăciun fericit, mama ei, am trimis poza aici. Stai, că mai e una. Am trimis pe grup cu toată familia. Hai, la mulți ani, Doamne ajută. Intrăm bine în anul nou. Pare că toate sunt dintr-un videoclip de la Burning Love. Uite, măi, șofer. La Dinamo! A, uite, după ce ne-a dat Steaua o căruță de goluri. Ne-am făcut poză frumos în căruța de la Steaua. Ce? Da. Oricât te-ai pleca, Melania, îmi pare rău. Nu știu. Aoleu, aoleu. Și eu am încercat la fel să vezi. Dracu-ți rup spatele la un moment dat. Îți urez o zi minunată de la cafeluță. Îmi plac mai mult miserupiștii. Adică, mai pe scurt, eu nu lucrez cu oricine. Prefer să mă întâlnesc cu clienții mei. Era un băiat în spate, auzi, mai e mult cu laptopul ăla când trebuie înapoi. O, dracu, să tragă sesiu, dau. Vrei să urcăm pe o clădire? Dar nu te pricep la pozele cu mâncare. De obicei să fac înainte să mănânci din ea. Nu, tocmai plecaseră unii de la masă și ne-am așezat repede mai ăla ăsta. Mă piși pe mine, dar ai aglomerat în apă, rău. E la mare sau la... Becuri de 16 de... Sunt funduri de doze, de Carlsberg. Când ai nuntă de apicultori. Frumos! Aici am făcut poză mai în spate, m-am căcat. Mă pregăteam de survivor. Dacă dai zoom să văd niște șervețele în spate, da. Bun, ieșim? Da. Ci ceva ce n-a auzit ea niciodată. Scuze. Hai, mă, crezi că nu i-a zis niciun pădurar? Mai ești din pădure. Panaiot, ești român? Nu? Dar ne înțelegi? Măi, ești ok? Acum nu. Asta ești tu? Da. Cât mai e drill kebabul? Nici o jenă, nici un filtru n-a avut să fac pula. Cu aia e nicio urmă de... Doamne! Știm cu toții că de fapt ești la medicină cel mai probabil. Uite, mă, păi ia medicină, da. A, ai văzut asta, frate, de acolo ai știut. E prima oară când a stat în prima bancă. A, nu, el e din a doua, nu? Abia ăsta e rasist, ăsta e rasist, că n-a știut care e el. Doamne, coaie! Asta e la oră sau Crăciun în familie? Cum adică, mă, el e la brunez cu puțină barbă. Dacă mă mai enervează mult asta, bubuie facultatea asta să mă fac. Wow! Bă, dar sunteți foarte sensibili.
Dacă vrei să ne bați, atunci te anunțăm că ne-am cam făcut bagajele, că plecăm în UK. Dublin, Londra, Birmingham sunt cele trei orașe în care ne poți bate în afara țării. Dacă ai interdicție și nu poți să ieși, atunci ne poți bate și în România. Avem show-uri peste tot vara asta. Ne vedem! Hai, înapoi la Best Of! Aici ce se întâmplă? Te scuipa cineva în gură? Se scuipa aia în gură? Se scăpă, sunt prin flecmă. E concursul anual de la Sinaia. Prins flecmă de la etajul 3. Aveți vă ceva cu pozele de la spate astăzi? Ce bine că nu bagă substanță de aia și în ciubăr poți să te fiși. Aici am tras tot ce-mi venea pe mine în Zara, perdeaua. Eu voiam să zic, când te prinde la hotel și ștere înapoi halatul, dar rămâne cordonul de la... Dă zoom pe, nu știu, pe un coș, pe un punct negru, are, trebuie să aibă și ea ceva acolo. Dar nu mai să scoate defectele fetelor. Trebuie să aibă și ea ceva în afară de prietene mai frumoase decât ea. Când ai semnalizare la mașină și... Vrei să spui totuși ce, că ești... Bă, cam sărat mucul ăsta, nu știu. S-a îmbrăcat în glob disco. A avut bunica mea o fată de masă așa, să moră dacă nu. Și-a spart tataie parbrizul la Dacia și-a făcut ceva pe mine. A zis să nu-i răsim cioburile. La ce se referă când descrierea ei, am făcut-o și pe asta. E Hristos după ce am înviat. Adică... Am reușit, mă, și anul ăsta. Am întors și anul ăsta. Adică ți l-ai întins cu placa asta, înseamnă? No. Ala gopsi de roșcat. Recunoaște, ai făcut laba pe manele, termină. Da. Finally. Puștai că cu păr roșcat. În grea boală, mai băgat. De câte ori crezi că a stat cu picioarele așa că nu l-a lăsat ai lui în vamă? Bad boy. N-am mai văzut parcuri în tineretul lui. Wow! Ai săream peste muncă. Am păcălit-o și azi. Ia uite, aici a alergat de foame. Pentru cine a alergat? Pentru mine. Mamă, cum arăta Macanache când era rău. Fan adevărată, de înainte să-și pună dinții. După ce îl urmăresc de mult. Mamă, dar pare că îi urmărești. Că uite, n-are în fața localului, doar în spate localului are cu toți. Bine, pare că abia s-a pișat, nu s-a spălat pe mâine, a trecut așa mâna. Și acoperea și lițul cu fularul ăla un pic. Pare că poza asta are și popinciu când telefonic. Da, cu pastile. Vă zic, eu cu monezi mai mult. Credeți că dacă era și Dobro Tăpăcal, atingea jos? Băi, fă și mie o poză ca Beckham așa de la spate. Mai fă o dată, îți trag plapuma să vadă firma la chiloți. Auzi, îmi dai chiloții să fac o poză de la... Nu, m-am trezit cu fața la cearșaf și cu spatele la administrator. Prima din familie cu 9 clase. Felicitări mie. Ai văzut că nu mai am să-l mai nimeni doar era. Alo, pot să țin toca până mâine? Vă aduc mâine. Ce lift cu aia, tu nu vezi ce uși sunt la liftul ăla? Coboran salină. Te cheamă Matei Marcu, dar pare că frecventezi foarte mult Luca. Uite cum a fi dogul, cum se vede. Am văzut ca și cum jocem cel puțin un serial pe Canal D. Hai, cine ghicește descrierea asta? Hai să încercăm o descriere. Ce-ați spune voi la asta? Tu hashtag după operație mi-a mai apropiat pătrățelele un pic. Dar nu-i normal să le ai la coaste. Nu m-ai omorât tu, nu m-a omorit nici apendicita. Hai să... Iarăși perioada aia când trebuie să mă tung. Așa știu și eu că trebuie să mă tung mereu. Mă lasă în pula coală. Ai zis că de la soare a închis ochii, nu pentru că îl iubește. Uite ce fericit e cu băieții, vezi? Când a fost într-o poză cu tine așa? Uite, gura până la urechi. Direct, single mom, nice. My type.
Ia uite, parcă și seamănă cu Dobrotul ăsta. Cu dracu. Ia, ridică picioarele. Cât are? Cât poartă? 48? Dacă poartă 48 la 3 ani, arată. Ia vezi, îi scârție genunchii. Aici am dat și piept tare și că doream popa să mă bată la... Mamă, dar are scolioza asta mică, să știți. Asta e cea mai mică problemă ei. Se vede cine e copilul preferat să-mi va pune. Ăsta e spălat, mâncat. Și mai e Marius. Uite ce uite frumos se poartă cu asta. Da, îi cumpără haine. Eu ăsta avea nevoie de haine, nu ăla fără pă. După băiță. Aici când îți intră boschetarul pe trapă e. Aveți asta cu limba scoasă în lateral. Aici nu-și pusese dintele. 26 de ani medic rezident, ortopedie. Bine, bine la Cluj. La Cluj, na. L-a cerut ea de soție. Mamă, deci dacă dansați cu aia. Da, bă, dansează, da. Nu cred. Asta pare că e, se vedea că s-a recuperat pacientul. Și bani așa, haideți după mine, da. Aici cu doamna asistentă la o pauză. Veronica, curăță-mi alea și hai vină un pic să-ți arăt. Uite-mă, de mic vi s-a să ajungă. A, da, mă, ia, uite. Da, mă, la botez de pe tava ai ales pagă aici. Știam că o să fie doctor, bravo. A ales pagă să țină la coadă oameni. Valentin, tunde. Care ești tu? Nicoliță sau frizerul? A, uite, aici a prins. A plecat de jos și el. Totul a început când l-a întuns pe tata la nuntă. I-a plăcut rău de toți. Mi-am făcut serele repede. Mă rog, am început cu PFA, am luat-o ușor, ușor. Căzul a așternut. Ce faci? Ce voiai să exprimi cu poza asta? Doamne, m-a prins ca și m-a dormit, dar mi-am făcut-o singur. Nu, e fix când descoperi că dacă îți dai cu un de arahide pe la pulă, te linge câinile. Pare Jador așa dacă nu reușea sau nu. Dacă ăsta era miel. După sex. Dar dărâma nu se mai ridică o lună de aici. Ăsta-i lubrifiant. I-am dat cold spice pe el. Să-și refacă rănile. După aia nu mi-a plăcut foarte mult, așa că am încercat. Da. Aici am zis să încerc și cu fete. Nu mi-a plăcut, a trecut la căței. E sigură că vrei să facem felicitare cu asta? Da, 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 da. A, tu nu vezi de fapt? Ce? Ea nici nu știe, săraca, că este pe profilul ei. Spuneți-mă! Ce n-am venit la nu știu zic, la comics? Singurul câine care a refuzat un om vreodată. Hai, scoaie, chiar nu vede deloc. Aici s-a blocat liftul două zile și pare că... Ce ai avut cu tine? Ai schimbat ce ai avut pe la tine pe acolo. Când vezi că s-au prins că e păr în mâncare. Oare de la cine să fie? Aici mă căutam de parmezan. Aici așa arată tranziția dintre emo și cocalar. E la limita. Prima poză cu Babi Minune după ce... după ce a bubuit. Opa. Părea supărată rău bunică ta. Aici m-a dat într-o parte cu spray, într-o parte nu. Ghiși care-care. Rexona versus Fa. Asta e când ajungi la bilet la parcare. Stai și tu romantic, nu pot, că am proteină în mine. Nu pot să stau romantic. Nu pot să fier pe sală. Ia și cineva, îmi plac gropițele tale. Na, să nu le mai vezi. Na, să nu le mai vezi. Sick, sick. Poate pereche de ochi fain terminați.
cu o pereche de ochi terminați. Pișeam aș pe ei, că a trebuit să fac, am avut comandă. Pișeam aș pe ochii, că dacă n-am șters și am tot desenat, iar am șters, iar putem acina ochii tăi. Nu te-a certat mamaie că stăteai în vie aici? Chiar e vie de-aia de strugul la țară. Bă, Mihai, du-te jos, te rog, eu mă lăsăm gata cu căcat. Lasă-mă, bre, că mă duc la Decathlon. Da. Asta e șarfa aia de era popular în 2001? Da, cu aia, da. Singurul lucru mai uscat decât pizdele. E Photoshop? Nu vezi că instinctiv mi-am pus mâinile așa? Ce să alem, o pernuțe viva? Ai pernuțe viva pe buric? Adică nu trec două zile fără să zic mai cât a luat taicul, lasă numai că îi vine lui minte la cap. Ai mai lasă-l și tu mai înțelege. Lasă să mai copilărească chiar da, dacă ai 34. Da. Motivul pentru care ți-e frică să intri scara de blocul. Uite. Haideți, domnișoară, că nu mușcăm. Am venit să o repar pe asta și nu de mașină, zic, mă țin. Da. Nu. Mama, lasă-mă, cânt cât vreau! Șerban, e două noapte! Să mă pula mea-n pace! Ceva ciudate au ăștia aici! Ia să fac cu puzul cu el! A zis, deci saltul cu parașuta e 100 de euro, dar la 10 euro avem ceva! Ce aveți la 10 euro? Fii atent, cine le-a aveți un nylon! Ești aproape cu ciolofanul pe derdeluș? Da. Pune-te pe burtă pe lemnul ăla. Ați înghițit nisip vreodată? Nu. E momentul. Așa. Și încă una de aici. Și vedeți, scolioza e bine, rămâne. Așa. Fă-mi doar din spate că m-am pătat de muștar în față. E păcat de roche. Aici l-am pupat pe Nicușor, dar înainte să ajungă prima. Prima poză cu Iohannis. Ia uite aici, uite aici la Dristor la 4 dimineața cu toți frații mei. Toți ăștia un airan. Nu vrem mai mult. Un airan și o scrumieră. Opa, stați dracu jos. Da, e direct refacerea după comă, păi. Mi-au zis doctorii că dacă o țin așa în două luni sunt normal. Tu că ești aici? Poți să lași mesele jos? Stai un pic să vorbim. Da, acum sincer, câți bani are tactul? Haide așa, zine. Cât costă o pungă la Gucci? Pare, dați-mi 6 pungi la... Așa? În primul rând că i-au dat, i-a dat mall-ul comentariu, mall cu bifă, coaie. E mall fucking check, i-a zis, bine ai revenit. Cum îți comentează, mă, ăștia? Ia, bună ziua. Lăsați, vă rog, și la Ioana state. Lui Ioana îi comentează socului. Welcome back. Long time no see. Păi, ce s-a întâmplat? Ne-ai mai de 6 ore. E desenul tău? E o inimă? Care stă un tăuraș? E un tăuraș cu limba scoasă, gen. Da, și cu ugeri. E trans tăuraș. Eu așa îmi imaginez că doarme Dobrota când e lună plină. Vă mulțumim. Dacă am fost prea muiți, ne cerem scuze. Da, ne cerem scuze. O să luăm o pauză până în toamnă. Deci, cine a fost în sală e norocos, nu? Fără public, acest show nu există. Ce norocos e publicul, că ne călărim pe el. Da, exact. Vă mulțumim frumos, like, share și ne vedem data viitoare. Seară bună. Pa!